Parcul de afaceri de la Simeria, construit pe fonduri europene și inaugurat la sfârșitul anului 2014, a trecut în administrarea Agenției de Dezvoltare Economică a județului. Consilierii județeni au aprobat astăzi transferul de administrare. Asta după ce Primăria Simeria și Consiliul Județean Hunedoara au solicitat acest lucru. Am finalizat investiția din fonduri europene atunci când demarezi, ca să înțeleagă toată lumea, accesarea fondurilor europene, încheie un contract de finanțare. Contractul de finanțare nu bate cu planul de afaceri din contractul de finanțare. În ultima perioadă nu ne ancorăm profund în realitate. Chiar dacă șeful CJ Hunedoara se declară dezamăgit de activitatea agenției din subordinea sa, tot o consideră potrivită pentru administrarea parcului de afaceri din Simeria. O agenție, fără a discuta aici din cauza cui sau de ce, o activitate a agenției față de care eu mă declar total nemulțumit de dezvoltarea economică a județului Hunedoara. E un lucru extrem de serios și de responsabil și eu n-am elemente din care să trag concluzii că această agenție creată în acest fel, finanțată în acest fel, a adus vreun câștig în dezvoltarea economico-socială a județului nostru. Agenția de Dezvoltare Economică a județului trebuie acum să transforme acest parc de afaceri într-o investiție care să-și dovedească utilitatea. Pe termen scurt, eu sper în maximum o lună, să avem dosarul de selecție, practic documentația tehnică pentru operatorii care vor să depună solicitări de ocupare de spații în parcul de afaceri, el fiind un incubator de afaceri în primul rând, deci vorbim de firme care au un an, doi ani sau maxim trei ani vechime. După aceea va trebui să stabilim prețul chiriilor, care din nou trebuie să reflecte, așa cum se discuta și în ședință, prețul pieței, nu neapărat planul de afaceri care face parte din cererea de finanțare. Cosmin Joițoiu a mai declarat și că au existat societăți comerciale care au dorit să închirieze spații în parcul de afaceri din Simeria, numai că, din păcate, până acum nu s-a putut realiza acest lucru.